Salut! Astăzi învățăm Si6, Si major 6. Acordul de Si major 6 are pe lângă notele Si, Re diez și Fa diez, treapta 6 adăugată și anume nota Sol diez. Iată câteva variante prin care putem lua acest acord. Prima variantă, în poziția a doua, bare cu degetul 1 și bare cu degetul 3 în poziția a patra, pe primele patru corzi. Mutăm bareul cu degetul 1 în poziția a 4-a și punem degetul 3 pe coarda 5-a în poziția a 6-a și degetul 4 în poziția a 7-a pe coarda 6-a. Începem pe toate 6, obținem tot un Si6. Dacă mutăm bareul în locul degetului 4 în poziția a 7-a, punem degetul 3 pe coarda 5-a, având grijă să atingă coarda de dedesubt, care trebuie să nu se audă în acest caz. Degetul 2 va apăsa pe coarda 3-a, poziția 8-a, și degetul 4 pe coarda 2-a, poziția 9-a. Tragem de toate 6. Si6. Și în fine, o ultimă variantă. Bare în poziția a 9-a, degetul 1, iar degetul 3 și 4 apasă pe coarda a 3-a și pe prima coardă în poziția 11-a. Ciupim doar primele 4 corzi. Si6.